Hei, 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 salutare dragii mei și bine v-am regăsit la Tarotscop, dragii mei din Zodia Capricorn, cu ascendent Venus, Luna, Nodul Nord în această zodie. Haideți să vedem cum este posibil să fie și pentru voi luna august 2024 și să vedem care este arcana majoră care vrea să vă guverneze și să vă influențeze în luna august. Să vedem, soarele. Soarele este alături de voi, soarele care vine și vă arată calea, să zicem, pe care trebuie să mergeți. Cu arcana soarelui vorbim despre victorie, succes, reușită, vești bune, lucruri frumoase, împlinire sufletească și tot ce e mai bun și mai frumos. Bun, arcana soarelui este alături de voi. Haideți să vedem și un titlu al acestei transmisiuni pentru luna august și vedem fertility, fertilitate și cu arcana soarelui acolo pentru aceia dintre voi care doriți să deveniți părinți, iată, s-ar putea să fie niște vești bune sau terenul este fertil în această lună. Că vreți să deveniți părinți, că vreți să puneți acolo bazele unei afaceri sau unui parteneriat sau, nu știu, poate veți avea niște idei faine, ok, puneți sămânța în pământ, aveți grijă de ea și roadele vor fi minunate. Mergem mai departe să vedem niște cuvinte cheie din cea unică pentru dragii mei capricorni. Ok, mâini, vedem, nu știu dacă lucrați cu mâinile voastre, mă rog, în ceea ce faceți, oricum ne folosim de mâini toți dintre noi, dar poate este ceva în care îți folosești foarte, foarte mult mâinile, avansare. Sau poate ai de-a face cu cineva în gemeni, cu ascendent Venus, Lună, Nodul Nord în gemeni. Iată, te vedem avansare pentru unii dintre voi, poate este ceva la locul de muncă, se întâmplă acolo. Hopa și gelozie, hopa, hopa și gelozie, poate vor fi, nu știu, poate din video și cei din jurul tău, pe lucrurile faine care ți se întâmplă. O să vedem pozitiv, da, pentru că am văzut și arcana soarelui acolo și bineînțeles că ea vorbește despre lucruri faine și pozitive și sfârșit de ciclu, poate închei niște socoteli cu cineva care este gelos și tu îți vezi de ale tale că ar fi cel mai bine. No, bun, mergem mai departe și să vedem pe calea astrelor ce se arată pentru dragii mei Capricorn pentru luna august. Ia să vedem ce iese în evidență. Iese energia lui Jupiter în evidență și vorbește despre șanse, despre noroc, despre suport din partea spiritului, da, din partea universului. Dar la fel de bine cu energia aceasta a lui Jupiter, cam tot, da, este lupa aceea, da, cam tot ce iese deja sădit s-ar putea să fie amplificat. Nu, bun, ia că casa a șasea, casa muncii și a rutinei, o vedem aici, într-adevăr, ni se confirmă acea avansare pentru unii dintre voi la locul de muncă, poate să fie și o creștere pe parte de finanțe, pentru că vedem și casa a doua, casa resurselor acolo. Am spus, este o lună prielnică pentru a sădi noi semințe, pentru că vor crește foarte frumos. Toate lucrurile se pare că pot crește frumos în cazul capricornilor. Vedem și casa a șaptea, casa relațiilor și parteneriatelor. O să vedem noi care e treaba cu gelozia, acolo ne lămurim imediat. Friendship, iată, te vedem o lună în rac, prieteni care sunt aproape de tine sau poate ai alături de tine, nu știu, poate ai și tu luna în rac, cine știe, și ai tendința să ai grijă de cei din jurul tău. Un fel de energie maternă sau vei avea oameni de genul acesta în jurul tău în această lună. Mergem mai departe, dragii mei Capricorn, și să vedem ce alte mesaje. Love, oh, două sunt. Ok, vedem energia iubirii, vedem și pasiunea cu energia focului. Aici zodiile de foc, leu, berbec, săgetător. Nu știu dacă vei avea de-a face cu astfel de persoane sau ai de-a face cu astfel de persoane. Sau poate apare ceva nou la orizont, iată-te uniunea dintre tine și ceva care să-ți aducă iubire și pasiune în viața ta. Doamne ajută, inshallah, so mote it be. Se pare că acum, da, în cazul unora dintre voi, dacă ați trecut printr-o separare, printr-o despărțire, iată-te, lucrurile încep să meargă foarte frumos în sectorul vieții voastre pe partea de iubire și nu numai pe partea de iubire și se pare că acea persoană din trecut regretă. Poate că a pierdut niște lucruri, da, e posibil să fie cineva care se gândește la voi, se gândește că a pierdut niște treburi. Și vedem curajul de a începe ceva nou, la fel de bine poate să fie și cineva care regretă niște treburi și s-ar putea, vedem dacă vine confirmarea sau nu, s-ar putea să se gândească să mai dea o șansă, nu să mai dea o șansă, să mai încerce.
încă o dată alături de voi o relație sau un parteneriat. Uite, curajul de a te rupe de ceva care este toxic pentru tine, curajul de a te elibera, apare această oportunitate de eliberare, profită de ea. Poate să apară, da, o oportunitate de eliberare printr-o discuție, printr-o comunicare, printr-o veste care vine către tine cu energia lui Mercur. No, bun, mergem mai departe cu doamna Lună și să vedem și doamna Lună ce vă spune. Uite, o lună plină în berbec care ne poate arăta, nu știu, că se va ajunge la un punct culminant în luna august. E cu chestia că se sparge buba, da? Și de acolo lucrurile iau o cu totul și cu totul altă întorsătură. S-ar putea această tendință de răbufnire sau buba să se spargă în urma unor discuții pe care le veți avea cu cineva. Discută, comunică! Dacă de-aia avem guriță să vorbim și dar să vorbim conștient, despre asta este vorba. Ok. Și vedem o lună cardinală care îți spune să ai curajul și să faci primul pas. Acum, la fel de bine s-ar putea să fie da, cineva care nu are curajul să spună ceea ce simte, nu are curajul să spună că, nu știu, poate are sentimente pentru tine sau poate vrea să își exprime niște regrete vis-a-vis de ce s-a întâmplat în trecut, cine știe, sau poate tu ești în această poziție și atunci spiritul îți spune să ai curajul să faci primul pas. Bun, se ajunge la o concluzie importantă legat de prietenii, de relații apropiate sau poate și de cineva din familia ta. Se ajunge la o concluzie și se ia o hotărâre importantă. Să se ia hotărârea, să se meargă către fericire, către împlinire, că așa este cel mai bine. Dar posibil să se încheie niște capitole în această lună august. Vedem cu luna în Scorpion apare o schimbare pe parte emoțională, în primul și în primul rând apare acolo o transformare. Ok, și vedem și o lună în Pești. Follow your dream, îmi spune, urmează-ți visul, nu renunța la visul tău, dar la fel de bine spiritul îmi spune și mi-arată numărul 20 pe această carte, că s-ar putea într-adevăr o energie din trecut să nu renunțe la visul pe care îl are alături de tine. Nu o să fie pentru toată lumea, să ne înțelegem. No, bun, hai să mergem mai departe și să vedem din nou energia peștilor cu luna în Pești de data aceasta, care îți spune să trăiești autentic, să te aliniezi din ce în ce mai mult cu cine ești tu cu adevărat și să trăiești, da, prin prisma iubirii și prin prisma înțelepciunii care este în interiorul tău. Și uite și oportunitățile care vin către unii dintre voi în luna august cu soarele în Vărsător. Sunt niște oportunități foarte frumoase, dar nu știu dacă vor avea legătură cu grupuri de oameni sau cu a lucra pentru oameni, da? Pentru că energia Vărsătorului este aici, dar îți spune această carte să fii pregătit pentru schimbare. Ești pregătit pentru această energie? Nu știu, hai să vezi tu. O trezire, vedem în cazul unora dintre voi, din nou cu energia Vărsătorului. Este ca și cum se scutură Capricornul și spune, păi nu mai, da până aici. Așa nu vreau să mai trăiesc, vreau să fac o schimbare în viața mea. Foarte bine, fă-o, că așa trebuie făcute lucrurile. În momentul în care vei lua decizia aceasta și ce vei face după ce vei lua această decizie, îți va aduce împlinire și mulțumire sufletească și, cred eu, nu numai sufletească. Mergem mai departe cu Osho și hai să vedem ce ne spune și Osho. Zice în felul următor, să trăiești, să te bucuri de fapt de fiecare moment al vieții tale și să fii recunoscător pentru tot ceea ce ai, pentru că asta îți va aduce împlinire, asta îți va aduce abundența în viața ta, asta te va duce la lucrurile frumoase pe care ți le dorești. Și vedem clar și motiv de sărbătorire pentru unii dintre voi, dar condiția este aici, să stai într-o stare de bine cât mai mult posibil, să te hotărăști odată ce anume dorești de la viață și mergi în acea direcție. Vedem clar că lucrurile vor căpăta viteză în această lună, dacă până acum, dragii mei capricorni, au fost cumva poate în dubii, nu știu ce să fac, nu știu ce să aleg, nu știu cum să o fac și așa mai departe, acum lucrurile cumva se clarifică. Și apare, iată-te, și un as de cupe, lăsarea în voia curentului, dar lasă-te în voia curentului, e puțin mai dificil pentru capricorn, pentru că na, acolo cumva e acea încrâncenare a capricornului. Lasă-te în voia curentului, dă-ți voie să renunți cât mai mult la control, ai răbdare, da? Cu planul pe care îl faci începând din această lună, cu sămânța pe care o clădești, ai să vezi că universul are grijă de toate și ceea ce tu ai plantat va crește foarte frumos, poate într-o nouă relație, într-un nou parteneriat.
Hai să vedem și Cupid cu ce mesaje vrea să vină. Ia să vedem ce ne zice. Uite, curtoazia, da, pentru unii dintre voi vorbim despre noi parteneriate sau noi relații de iubire. Vedem cartea persoanei oficiale, nu știu dacă e cineva care lucrează, are haină de stat sau lucrează într-o instituție de genul acesta, nu știu dacă e instituție financiară cu cartea persoanei bogate sau poate chiar are propriul business, cine știe. Sau poate unii dintre voi încheiați o relație cu astfel de persoană sau întâlniți această persoană după ce vă eliberați de trecut sau după ce vă eliberați de situația în care vă aflați, pentru că vedem judecătoria sau faptul că vă veți gândi, veți pune în balanță ce anume să faceți. Există nevoia de eliberare, da, cu energia vărsătorului, fără doar și poate. Uite și discuțiile, da, pe care le veți avea unii dintre voi sau cine știe, poate veți fi înștiințați că s-a încheiat o situație, poate să fie și lucrul acesta. Da, se încheie un capitol fără doar și poate fie legat de familie sau o relație de lungă durată, cine știe, și se merge într-o nouă direcție. Spiritul îți spune să-ți dai voie să mergi în această nouă direcție pentru că, ce să vezi, ești guvernat de arcana soarelui, ceea ce este foarte bine. Hai să vedem și Lenormand cu ce mesaje vine. Ok, sunt niște șanse sau niște cadouri, hai să le spunem cadouri sau oportunități care vin către tine. Pot fi și niște daruri din partea unor rude, pot fi și niște rude îndepărtate sau din partea unor șanse, oportunități din partea unor oameni foarte stabili, oameni de stat, care vor veni ca și un cadou, haideți să-i spunem așa, în viața ta, oportunități să mergi în altă direcție, oportunități să te eliberezi de anumite situații. Și vedem că această ofertă care vine către tine este una faină, așa că nu ai de ce să te temi. Hai să vedem ce este și cu cartea hoțului aici. Hai să auzi niște vorbe sau vor fi niște discuții legate de cineva care a făcut niște treburi, probabil mai puțin frumoase, niște treburi cumva ascunse acolo, vor ajunge la urechile tale niște cuvinte, niște vorbe, nu știu dacă vorbim despre cineva mai tânăr decât tine sau cineva care are și un bebe sau poate a ascuns faptul că are un bebe, habar n-am, poate să fie și scenariul acesta. Atenție, spune spiritul cu această carte, cu cine vorbești, despre ce, despre ce vorbești și cu cine vorbești, pentru că s-ar putea să fie o persoană care nu-ți vrea tocmai binele, ceea ce aude la tine să trimită cumva mai departe. Este prietenul ăla, mă rog, care se dă prieten, dar de fapt nu este prieten. Haideți să vedem, un ajutor îl vedem aici, da, în cazul unora dintre voi. Poate să fie un ajutor într-o situație ceva strâmtorată, nu știu dacă este vorba de o situație strâmtorată pe partea de sănătate sau nu. Ajutorul este aici, veștile bune sau rezolvările, mai bine spus, sunt. Mai aveți grijă la falsitate, vă mai spune încă o dată Lenormand, pentru că există în jurul vostru și vrea să vă învețe o lecție importantă. Se pare că o vor mirosi capricornii în această lună și vor încheia socotelile acolo foarte bine. Mergem mai departe la rădăcina primului pachet de tarot, 9 de săbii, și aici vorbim despre griji, despre anxietate, despre suferință la nivel de suflet. E, uite ce trebuie să faci, da? Să vindeci niște răni la nivel de suflet și să-ți dai voie să închei ce anume este de încheiat și să pleci de acolo, să te îndepărtezi. Doar îndepărtându-te de acolo poți ajunge că la soare și la reușită. Bun, hai să vedem cu ce se deschide citirea voastră. Se deschide cu frica de a părăsi zona de confort. Vedem chakra rădăcină aici și posibil legătura cu familia pentru unii dintre voi. Uite trădările, uite falsitatea. Că e cineva care face lucrul ăsta sau tu te minți pe tine că e bine când de fapt nu e bine. Și vedem ceva nou care vine către tine cu asul acesta de monede. Dar tu unde te uiți? Te uiți aici, în zona asta de confort. Nici măcar nu te uiți la această ofertă care vine către tine. Exact, asta trebuie să faci, să te îndepărtezi emoțional de această situație care nu ți este favorabilă. Dacă această situație este în momentul prezent, dacă s-a întâmplat deja, spiritul îți spune să lași trecutul acolo în spate. Și în centrul citirii tale, 4 de săbii, îl vedem. Nu știu, dacă stai și te gândești și meditezi sau supraanalizezi, îmi spune spiritul, niște lucruri, în loc să le accepți așa cum sunt sau așa cum au fost și să te îndepărtezi de acolo. Ia să vedem ce mai avem.
Ok, un 7 de bâte, vedem aici, poate să fie și rezistența ta când vine vorba despre schimbare. Ascultă-ți intuiția, îți spune spiritul, pentru că e foarte posibil tu să simți niște lucruri și să nu le dai atenție. Nu știu dacă e bine să-ți asculți intuiția în legătură cu o relație pe care o ai, că e de lungă durată sau nu, dar important este să-ți asculți ghidarea interioară. Și cartea lumii care ne arată încheierea de capitol, da? Ceva vrea să se schimbe, ceva vrea să se transforme, dă-i voie. Nu, haide să vedem. La rădăcina celui de-al doilea pachet de tarot, 4 de monede. Și aici vorbim despre încăpățânarea ta de a nu te deschide. Da, când vine vorba de noutate, când vine vorba despre transformare, da? Statul acela în zona de confort. Și spiritul îți spune, dacă te-ai da jos de pe cufărul acela, dacă nu ți-ar fi frică să primești ceea ce vine către tine, ai putea foarte bine ajunge în poziția regelui de monede, nu doar cu 4 monede. Este, iată, visul împlinit al unora dintre voi. Dar există această condiție, da, de a lăsa în spate ceva. Haideți să vedem, mai zrup cea parte. Ia să vedem. Of, uite cum stai tu în calea fericirii tale, din nou poziția de defensivă, o vedem aici pe chakra rădăcină. Mă opun schimbărilor din viața mea în loc să-mi dau voie să fac saltul în necunoscut. Saltul în necunoscut, acceptarea acestei energii noi care vine către tine te poate duce la 10 de monede, ce zice foarte clar. Tu ce faci? Tu stai acolo în zona de confort, chiar dacă nu ți este bine, de teamă să nu te deschizi, nu știu, nu, de teamă să te deschizi, de teamă să nu se mai întâmple niște lucruri în viața ta. Statul în teamă, asta este, uite, teama ta de a fi probabil înșelat, teama ta de a fi trădat, vedem cartea ta la urma urmei care te reprezintă, da, diavolul. Îl vedem pe șaptele de săbii cu treiul de săbii. Eu nu știu dacă ce s-a întâmplat în viața ta, probabil ți-ai luat-o de câteva ori. Asta este. Învață lecția, ți-am spus, sunt lecții importante de învățat aici. Ia acea lecție, învață-o, da? Imprim-o acolo bine, în subconștient și dă-ți voie, da? Să primești noutatea în viața ta. Discuții, vești, da, legate de acest nou parteneriat, indiferent de natura lui, vor să vină către tine și ia că te... Aceasta, v-am spus, această oportunitate este foarte frumoasă. Poate să fie cineva pe care ai cunoscut în copilăria ta, în adolescența ta, sau poate să fie cineva perfect compatibil cu tine, cel puțin la nivel de suflet, dar frica cumva te ține pe loc. Și vedem și un 5 de bâte aici, conflictele acestea interioare sau ego-ul, da, care îți dă cumva de furcă când vine vorba despre desprinderea emoțională. Lucrează cu sufletul tău, cu emoțiile tale, pentru că vedem cartea lunii, da, pe 4 de săbii, stai și meditează la ce simt, de ce simt lucrul acesta, ce se află dedesubt. Caută the root cause, da, cauza, rădăcina, ceea ce se întâmplă acolo în interiorul tău și vezi ce anume, nu știu, simți tu că te ține pe loc, da, pentru că vrea să intervină această schimbare în viața ta și tu te pui de acurmezișul când vrea să se întâmple lucrul acesta. Nu te mai pune de acurmezișul. Ok, cartea îndrăgostiților o vedem cu regina de bâte. Dacă unii dintre voi sunteți într-o relație în acest moment, dacă e căsătorie, că e relație de lungă durată, nu contează, ascultă-ți intuiția, pentru că regina de bâte în tarot este cartea amantei. Da? Ascultă-ți intuiția și nu te mai face tu că nu pricepi niște treburi, nu mai face pe niznaiul. Asta este. Nu știu dacă aveți de-a face cu cineva în săgetător, cu ascendent Venus, Lună, Nodul Nord în săgetător sau nu, sau poate este nevoia de a-ți regăsi echilibrul acolo. Încă o dată îți spune, ascultă-ți, intuiția este ceva legat de echilibrul unei relații. Why is the world here? Thank you, spirit. Ia să vedem, da? De ce este cartea lumii? Pentru că vine momentul să te hotărăști ce anume vrei să faci cu viața ta de acum încolo. Pentru unii dintre voi vine momentul să înfingeți săbiile acelea adânc în pământ, da, și să nu vă mai gândiți a doua, a treia, a șaptea oară acolo. Definitiv și irevocabil să fie înfipte săbiile acelea. Da, poftim cartea. Ok, stai că s-au mai dus niște cărțiulii pe jos. Vedem foarte clar cartea morții, da, apare un final, un sfârșit.
de ciclu, pentru că așa nu se mai poate, trăiesc poate într-o stare de apatie, într-un stres continuu și vine momentul să închei acest ciclu din viața mea, zice Capricornul, și să-mi dau voie să privesc către viitor cu pasiune și cu entuziasm și curaj, de ce nu, foarte bine așa să fie. No, bun, haideți să vedem și amorul Ghebos cu ce mesaje vrea să vină pentru voi, dragii mei Capricorni. True love, dragoste adevărată. Și așa cum am spus, dacă toată povestea asta cu trădarea, toată povestea cu nebunile pământului de a apărut aici, este o poveste a trecutului, lasă-o, Doamne, iartă-mă acolo și nu mai tărâi această energie după tine în ceea ce vrea să vină, da, pe viitor. Pentru că s-ar putea să vină o nouă ofertă de iubire, o vedem aici, am văzut-o și aici, și tu să sabotezi treaba asta pentru că te încăpățânezi să te ții legat de trecut. This could be the one, spune spiritul și vă anunță pe unii dintre voi că deja ați întâlnit această persoană, persoana potrivită pentru voi. Dați-i o șansă, da? Prezumția de nevinovăție se numește. Oh, wow, wow, nu jumătate de pachet s-a enervat Capricornul. Nu vă enervați, nu, asta e treaba. Ok, past life relationship, ia că te se pare că ați mai fost și în alte vieți cu această persoană care a intrat sau urmează să intre în viața voastră și vă spune, este dragoste adevărată, încetează cu nebunile, healing family issues, vindecă-ți relația cu familia ta, vindecă-ți relația cu părinții, vindecă relația cu trecutul tău pentru a te putea bucura de o relație frumoasă și armonioasă. Și să vedem și baby amor de boss ce vrea să spună. Da, spiritul îți ghidează pașii către o relație frumoasă, dar auzi chemarea, vezi aceste semne care vin în calea ta sau nu. Ceea ce vrea să vină către tine sau poate chiar ești la începutul acestei relații pe care faci o posibil să o sabotezi, este o relație de care poate să fie de lungă durată. This is your true love, îți spune, este o dragoste adevărată. Încă o dată îți confirmă lucrul acesta. Forever young, iacă-te, nu știu dacă această persoană este jucăușă sau poate este ceva mai tânără decât tine sau îți dă starea aceasta de jucăușenie, de efervescentă. Perfect match. Da, este perechea perfectă, așa că încetează să o mai faci pe niznaiu acolo. Mergem mai departe și să vedem și de aici ce alte mesaje vor să vină pentru dragii mei Capricorni. Este nevoie de purificare, este nevoie de curățare. Dă-ți voie să faci lucrul acesta, să găsești foarte bine puterea în interiorul tău de a vedea clar niște lucruri. Iluminarea, de două ori cartea, cărțile iluminării sunt două, amândouă au ieșit, da, este nevoie de purificare, este nevoie de iluminare, pentru că, repet, unii dintre voi poate în acest moment nu vedeți foarte clar niște lucruri și vine momentul, stați așa că eu fac abdomene pe aici de numai, vine momentul să le vezi, ia câte miracles, pot apărea niște minuni în viața ta, dar dacă nu ai, iluminarea necesară, dacă nu ai trezirea de conștiință necesară, nici măcar nu ai să le vezi, da? Pentru că e posibil să fie ceva care îți blochează lucrul acesta. E, vezi cum lucrezi cu aceste treburi și vezi cum le pui la punct. Hai să vedem mai departe, da, lecțiile din trecut, învață lecțiile acestea din trecut și pur și simplu eliberează-te de ele, nu te mai ține legat, o nouă viață vrea să vină către tine. Vine momentul să renaști, vine momentul să creiești ceva nou. Nu mai cânta aceeași melodie în mintea ta sau nu mai rula același film în mintea ta din nou și 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 din nou. Vine momentul să încetezi lucrul acesta și, așa cum am spus, să construiești ceva nou. Acest ceva nou care vine către tine este solid, este de lungă durată, dar ce trebuie să faci? Trebuie să privești către viitor și nu către trecut. Este o condiție absolut necesară. Ok. Și să înveți sau să reînveți să te bucuri de lucrurile simple în viață și ai văzut și cartea din partea lui Osho cu clipă de clipă. Învață să faci lucrul acesta. Uite, victorie, reușită, succes. Dar să nu uităm condițiile pe care spiritul le-a pus aici. Pentru unii dintre voi, victoria, succesul și reușita au legătură fie cu mediul online, cu comunicarea sau cu drumurile lungi. Of, frica, frica de succes, frica, frica de a te deschide, frica de a pleca către o direcție nouă. Ascultă-ți intuiția, încă o dată îți spune de data aceasta Arhanghelul Metatron
nu mai lăsa maimuțele să sară gardul, îți spune ceea ce vine către tine, face parte din drumul acesta către templul sufletului tău, face parte din lucrurile frumoase, da, care vor să se prezinte în viața ta. Uite și veștile bune care vin către tine, primește-le cu brațele deschise și nu cu suspiciune. Și să vedem și mesajele din partea îngerilor pentru dragii mei Capricorni. A venit Arhanghelul Gabriel, hai să vină și Arhanghelul Mihail ca să fie împreună și spune că îți dă curajul de a face schimbări importante în viața ta în această lună pentru a ajunge să îți faci scopul pentru care ai venit aici. Ce mai avem? Indriel, da, care vă anunță pe unii dintre voi că sunteți lucrători în lumină și aveți o misiune specială aici. Te roagă să-ți dai voie să lași lumina din tine să iasă la suprafață și să fii precum un înger pe pământ. Ce mai avem? Avem încă un arhanghel. Ia câte câți arhanghel vin către voi, arhanghelul Uriel. Îți spune felul următor. Emoțiile tale se vindecă și pe măsură ce se vindecă, tu te poți deschide mai mult către iubire. Da? Este aici arhanghelul Uriel să te ajute să vindeci neiertarea și furia din mintea și din inima ta. No, haide să vedem un sfat și de aici și vom vedea imediat și drângănelele pentru luna august, energy. Vorbim despre energie și spune pentru a menține o energie pozitivă în jurul tău, asigură-te că te înconjori cu oameni pozitivi. Știi că era și vorba aia înainte de a ajunge tu la concluzia că ești în depresie, asigură-te că nu ești înconjurat de idioți. Da? Ceva de genul ăsta. Hai să vedem și drângănelele din Minion pentru luna august. Ce vrea Minionul să vă spună? Avem una bucată inițială, da, una bucată inițială este litera O, poate să fie inițiala unora dintre voi sau cuiva care joacă un rol important în viața voastră și avem Scorpionul ca și zodie care joacă rol important, de două ori energia racului, una a fost acolo, a doua este aici și Gemeni, mai vedem. Se pare că mai avem o inițială, nu este o inițială, este tot o zodie, zodia Berbec. Și iată te vedem, the dragonfly, lulebila sau lulibelula, da? Cum îi spunem, astea sunt ghiderile și semnele din partea spiritului care vin și vă arată ce pași aveți de urmat pentru că destinul vrea să își spună cuvântul cu această cheie. Aici vorbim despre oportunități, aici vorbim despre destin, care te duce către ceva cu totul și cu totul nou și anume spre înflorire. Dragii mei, vine cuvântul Oana, nu știu de ce, dar cred că a fost aia cu Oana, este un numele care vine pe țavă acum. Dragii mei Capricorni, acestea au fost mesajele care au vrut să vină către voi pentru luna august 2024. Dacă v-au plăcut, dacă ați rezonat cu ele, dacă au ajuns acolo unde trebuiau să ajungă, nu uitați butonul de apreciere și distribuire a acestui videoclip. Aștept bineînțeles comenturile voastre în secțiunea de comment și până data viitoare știți foarte bine că eu vă pup și vă iubesc!